Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire în cafeluță. Haideți să vedem de data aceasta spre ce vor tinde energiile din această ceașcă, ce ne vor spune dările trasate în cafeluță, ce vom afla nou despre această zi de joi, 21 martie 2024. Dar înainte de toate, dragii mei, vreau să vă mulțumesc nespus de mult pentru mesajele voastre extraordinare pe care le primesc de la voi în timpul zilei. Acestea sunt mesaje de binețe, de binecuvântare, de încurajare sau mesaje prin care împărtășiți cu noi diverse experiențe din viața dumneavoastră. Eu vă sunt foarte recunoscătoare pentru toate acestea. Simt că fără ele și fără toată implicarea voastră pe canalul meu de YouTube, nu aș putea să fac ceea ce realizez în fiecare zi aici pentru voi, adică aceste videoclipuri cu care vin în întâmpinarea voastră în fiecare dimineață. Dragii mei, dacă este ziua cuiva de naștere în această frumoasă zi de 21 martie, țin să-i urez un călduros la mulți ani, să aibă parte de tot ceea ce își dorește în acest an, să-i se împlinească toate visele. Haideți să vedem și ceșcuța noastră de azi. Iată, așa arată ea. Așadar, bine ați venit pe canalul meu de YouTube și sper să vă însoțesc pașii și în această zi minunată spre noi și noi vești, care mai de care mai bune, care mai de care mai pozitive. Iată, în primul rând, cum s-a revărsat cafeluța peste ceașcă, ceea ce înseamnă cel puțin o veste bună pe care o vei primi și azi, o veste care te va găsi într-un moment cât mai prielnic al vieții tale, te va găsi dornic sau dornică să începi o viață nouă. Da, văd că vei putea face acest lucru în urma acestei vești. Unii dintre voi sau unele dintre voi văd că veți vărsa și câteva lacrimi de bucurie, dragii mei, dragele mele. Haideți să vedem despre ce poate fi vorba în această ceșcuță pentru voi. Văd că îți alegi acțiunile cu înțelepciune, nu mai acționezi la voia întâmplării, ci gândești totul cu precauție, dragul meu, draga mea. Văd aici o renaștere pentru voi, o revizuire a tot ceea ce ați trăit până acum, o reevaluare astfel încât veți ști mai clar ce aveți de făcut de acum înainte. Se încheie un ciclu de viață și începi ceva nou, vrei să treci la alt nivel, este timpul să primești ce ți se cuvine sau să ți se facă dreptate într-un anumit domeniu al vieții tale. Este agitație în casa ta, în mintea ta, poate ai de luat o decizie, văd că ai foarte multe întrebări la care cauți răspunsuri, posibil să ai de-a face și cu o persoană mai încăpățânată dintr-o zodie de foc. Dacă ești bărbat, posibil să te gândești la o femeie care acum este în relație cu altcineva, iar relația respectivă este toxică sau poți auzi de o relație, dragul meu sau draga mea. Mai văd aici o femeie care se gândește la un bărbat cu barbă, văd că îl iubești foarte mult și vrei să fii cu el, ți se va împlini dorința curând, vei fi cu acest bărbat în două puncte pentru că acest bărbat văd că va veni spre tine, draga mea. Așadar, așteptați-vă la minuni. Această persoană este în viața ta de ceva timp, dar vă atrageți ca la început, oricât a încercat să stea mai detașat sau detașată, să nu se mai gândească tot timpul la tine, nu reușește. Chiar dacă este la muncă și este ocupat sau ocupată, își face timp să își verifice telefonul de nenumărate ori pe zi pentru a vedea dacă a mai primit un mesaj de la tine sau pur și simplu să-ți privească poza în telefon. S-ar simți mult mai sărac sau săracă fără tine, viața sa nu ar mai avea sens în absența ta. Această persoană este și va rămâne în viața ta câte zile va avea, pentru că acesta este scopul vieții sale. Vrea să fie lângă tine. Așa este fericit sau fericită această persoană, dragii mei, dragele mele. Văd că vei avea de-a face cu o persoană importantă dintr-o instituție publică. Această persoană te poate ajuta să rezolvi o anumită problemă sau poate apărea în viața ta un partener cu o funcție importantă care te va cuceri. Mulți dintre voi văd că vă doriți în viața voastră o persoană cu care să vă sfătuiți, să vorbiți în mod eficient despre planurile voastre, dar și căreia să-i confesați sentimentele voastre, gândurile și viața voastră afectivă.
Este posibil să întâlniți o asemenea persoană în viitorul apropiat și aceasta să-și dorească același lucru ca și tine, da? Adică să aveți o relație împlinită. Dacă în această perioadă se va închide o ușă în existența voastră sau o persoană va alege să plece de lângă voi, să știți că vi se vor deschide alte uși mult mai valoroase care vă vor face să accedeți la un alt nivel net superior. Dacă ești cu litera A sau C, nume sau prenume și ai pe cineva scorpion în jurul tău, este posibil să ai o altercație cu această persoană, o ceartă din care vei ieși puțin șifonat, șifonată. Dar văd că veți ieși pe o ușă luminoasă, parcă se deschid porțile raiului pentru voi, atât de bine va fi pentru voi în perioada ce urmează. Mare atenție la cei care stați numai în casă și mai aveți și probleme de sănătate. Faceți tot posibilul și ieșiți afară, dragii mei, plimbați-vă puțin pentru că altfel riscați să vă îmbolnăviți din punct de vedere psihic. Văd că plecați undeva cu mâna plină ca să rezolvați o treabă sau să aranjați treburile cu niște acte pentru o muncă pe care vă veți dori să o începeți. Sunteți cu bagajul în mână. Și plecați fie prin aeroport, fie cu mașina voastră, fie cu autobuzul. Când plecați la acest drum, dragii mei, vă uitați foarte mult în urmă la persoanele pe care le lăsați în urma voastră și vă doare inima că le lăsați. De undeva vă vin niște bani, îi așteptați de mult timp, poate de 5-6 ani, sunt niște datorii mai vechi care se întorc la voi. O să vă plătiți și voi datoriile cu acești bani și o să vă și cumpărați ceva pentru sufletul vostru. Dragostea, norocul tău, văd că este deschis, dragul meu sau draga mea, ceea ce îți dorești în această perioadă vei face, nu te îngrijora și totul îți va merge bine. Mai văd aici o cheie și niște bani, acea moștenire pe care o aștepți de mulți ani vine în viața ta sau acei bani pe care îi dorești vor veni în mâinile tale, vei vărsa lacrimi de fericire, dragul meu sau draga mea. Pentru cei cu inițialele A, M, T și F, văd că vă pregătiți de vacanță cu ajutorul unei femei, veți pleca în vacanță sau dacă aveți o fată, această fată vă va lua într-o vacanță, dragii mei, dragele mele. Mai văd aici o femeie sărcinată în 7-8 luni, poate vei fi tu această persoană sau poate cineva apropiat vouă, mare grijă pentru că puteți avea ceva probleme cu un canal urinar, puteți avea o infecție destul de urâtă care să cauzeze probleme sarcinii, să dea Dumnezeu să fie bine. Apar schimbări minunate în viața voastră, dragii mei, faceți cunoștință cu persoane noi, nici nu ați sperat la aceste schimbări, dar ele se vor întâmpla în toate domeniile vieții dumneavoastră care au nevoie de această schimbare. Îngerii sunt lângă voi, dragii mei, tot timpul veghează asupra voastră și vă ajută, rugați-vă și acești îngeri vor rămâne lângă voi. Persoanele singure, dragii mei, văd că veți cunoaște o persoană foarte interesantă când veți ieși la o aniversare. Această persoană se va dovedi foarte interesată de voi. O veți capta cu frumusețea voastră și cu felul dumneavoastră de a fi. O să plângeți de fericire, de iubire și mai văd aici o steluță, dragii mei, pentru multe persoane. Steaua voastră o să vă arate că veți fi foarte fericiți, veți putea primi un job suplimentar și veți reuși să vă suplimentați venitul în perioada următoare, veți fi foarte fericiți sau fericite. Pentru persoanele singure, dragii mei, dragele mele, mai ales pentru femeile singure, văduve, mai plinuțe, văd că veți face cunoștință în 3 săptămâni cu un bărbat cu litera I în nume sau prenume, îți va deschide porțile iubirii și vei fi și tu cu adevărat fericită, draga mea. Văd că doriți să vă cumpărați o mașină albă, dragii mei, în 15 zile sau pe data de 15 veți cumpăra această mașină sau veți vinde mașina voastră și veți fi foarte, foarte fericiți sau fericite. În fundul ceștii, dragilor, se vede ceva de ochi. Pentru voi văd aici două persoane care vă înțelegeți bine, dar cum intră o femeie în casa voastră, în momentul în care iese, începeți să vă certați. Dragii mei, fiți atenți pe cine lăsați în casa dumneavoastră. Și mai văd aici două pisici.
Pot fi doi parteneri de-ai voștri, sau poate că voi sunteți doi parteneri, da, într-o relație. Ați dorit să vă logodiți, dar din cauza unei persoane nu puteți fi împreună. Dacă plecați departe de această persoană, dragii mei, dragile mele, să știți că veți reuși să fiți din nou împreună. Foarte mult văd că munciți pentru familie, pentru copii. Văd aici și doi copii în viața dumneavoastră. Văd că veți face în continuare tot ceea ce este necesar pentru ca acești copii să aibă tot ce le trebuie și veți fi foarte mulțumiți de viața pe care o aveți și de viața pe care le oferiți. Aveți foarte multe gânduri în cap, o să vă sărbătoriți ziua de naștere. Pentru cei cu inițialele S, N și L, văd aici o lebădă în apă, norocul vostru este aproape de voi, dar aveți și un dușman ascuns, poate să fie cineva pe lângă casă. Când vine vorba de dragoste, dragii mei, dragile mele, mereu atrageți acest dușman aproape de voi. Dar să știți că, într-un final, tot ceea ce este al vostru rămâne al vostru. Și foarte multe drumuri, dragii mei, descântați-vă după ce iese acea persoană din casa dumneavoastră pentru a fi totul bine cu voi, cu casa voastră și veți vedea că așa va fi. Haideți să vedem și dorința voastră. Dorința voastră să știți că este pe cale să se împlinească și în casa voastră văd că veți trăi o împăcare între soț, soție sau între copii și părinți. Da, o să fie totul bine, văd că se va lumina totul în calea voastră și veți avea parte și voi de liniștea și de relaxarea pe care ați sperat întotdeauna să le aveți. Acestea fiind spuse, dragii mei, dragile mele, aceasta a fost etalarea mea de azi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Vă invit și la alte citiri pe viitor. Toate bune!